Dragi telespectatori, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cuvânt pentru Suflet. Vă invităm să vorbim astăzi despre liturghia credincioșilor și ne bucurăm să-l avem alături de noi pe Părintele Mihai Parniu, preot la Biserica Sfântul Dimitrie Izvărătorul de Mir din localitatea prahoveană Ploieștori. Părinte, bine ați venit la Cuvânt pentru Suflet și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit. Așa cum spuneam, vorbim astăzi despre liturghia credincioșilor. Și înainte de a dezbate tema, aș vrea să vă întreb, ce înțelegem noi din această liturghie a credincioșilor? Ce este ea? Slujba în sine a Sfintei Liturghiei, cea mai importantă slujbă a cultului nostru ortodox, este alcătuită din trei părți. Prima parte este proscomidia, când în Sfântul Altar, în partea stângă a Sfântului Altar, cum se uită credincioșii către Sfântul Altar, este locul numit proscomidiar. Acolo preotul pregătește darurile de pâine și de vin, care la un anumit moment din Sfânta Liturghie vor deveni Sfintele Taine, vor deveni trupul Sângelui Hristos. Deci proscomidia este prima parte a Sfintei Liturghii. Apoi, a doua parte a Sfintei Liturghii, de fapt, cu care începe, propriu-zis, slujba Sfintei Liturghii, pentru că proscomidia se face oarecum în timpul treniei, adică înainte de începerea Sfintei Liturghii, este numită liturghia catehumenilor. Cine erau catehumenii? Erau acei oameni în biserica primară care doreau să se boteze, doreau să devină creștini, botezul fiind ușa de intrare în creștinism, prima taină care îi se administrează cuiva, și care veneau și la Sfânta Liturghie, dar nu stăteau până la sfârșit, ci stăteau până la un moment când preotul liturghisitor rostea cuvintele: câți sunteți chemați ieșiți, cei chemați ieșiți, ca nimeni din cei chemați să nu rămână. E bine, aceste cuvinte făceau referire la acești catehumeni care sau și penitenți, pentru că în biserica primară cei care săvârșeau păcate opritoare de la taina Sfintei Împărtășenii, păcate grave, erau acum împreună cu catehumeni, ieșeau din biserică, cu alte cuvinte erau concediați. Ei ieșeau din biserică pentru că urma despre ceea ce discutăm noi astăzi, liturghia credincioșilor, adică celor botezați, când se săvârșea misterul Sfintei Jerfe și ei nu mai aveau voie, nefiind botezați, nu mai aveau voie să participe și mai ales nu aveau voie să se împărtășească la această liturghie. Și partea a treia, despre care discutăm noi astăzi, cea mai importantă din cadrul Sfintei Liturghii, este această liturghie a credincioșilor, care începe de la cuvintele, după ce spune preotul cei chemați ieșiți, spune mai apoi câți suntem credincioși, iarăși iar cu pace Domnului să ne rugăm. Cu alte cuvinte, acum rămâneau în biserică doar cei botezați, membrii bisericii, și luau parte la ceea ce urma până la sfârșitul slujbei. Primul moment important din liturghia credincioșilor este, după ce preotul rostește rugăciunile pentru catehume și rugăciunile pentru credincioși, este heruvicul sau cântarea imnului heruvic. La cântarea acestui imn și noi suntem chemați, ne asemănăm cu heruvimii, adică heruvimii sunt, știm cu toții, o ceată îngerească, fac parte din prima triadă, sunt 9 cete îngerești, în prima triadă sunt scaunele sau tronurile, heruvimii și serafimii, adică ei sunt cei mai aproape de tronul ceresc. Și este chemați și noi să ne asemănăm cu heruvimii care pururea văd fața lui Dumnezeu care este în cer, și la fel suntem chemați să ne asemănăm cu heruvimii care așteaptă și ei să-L primească pe împăratul tuturor, ca pe împăratul tuturor să-L primim, spune strană. E bine, preotul în acest moment, în timpul cântării heruvicului, cădește Sfânta Biserică și această cădire mirezmează biserica și adâncește misterul care urmează să se întâmple, ceea ce urmează să se întâmple, iar mai apoi merge la proscomidiar, aici unde spuneam că sunt Sfintele Vase, adică Sfântul Diș și Sfântul Potir, și pleacă cu ele în procesiune în mijlocul bisericii. În momentul de față, proscomidiarul simbolizează Golgota sau locul destinii Mântuitorului, iar preotul sau preoții, care dacă este sobor, care iau cinstele vase și merg cu ele în mijlocul bisericii, îi simbolizează pe Iosif, pe Nicodim și pe cei care au fost de față, femeile mironosițe, care au fost de față la răstignirea Mântuitorului. Deci, probabil, simbolizează un alai funebru. Îl duc pe Domnul Hristos să-L pună
în mormânt, în acel mormânt săpat în stâncă, mormântul lui Iosif din Arimatea, un mormânt nou care îl dă Domnul Hristos. Merg în mijlocul bisericii în procesiune cu cinstele daruri. Primul merge, bineînțeles, preotul care ține în mâinile sale Sfântul Disc și Sfântul Potir, Sfântul Disc pe care se află proscomidia făcută, Sfântul Agneș și alte părticele simbolizează targa sau patul pe care a fost dus trupul Domnului Hristos spre mormânt, giulgiul, acoperământul Sfântului Disc simbolizează mahrama care a fost pusă pe chipul Mântuitorului, acea pânză de in, iar acoperământul Sfântului Potir simbolizează giulgiul care a fost șurat trupul Mântuitorului. La fel, în mijlocul bisericii, preotul sau preoții rostesc mai multe ecteni, mai multe rugăciuni. E bine, aceste ecteni pe care le rostesc amintesc de rugăciunea pe care o face tâlharul de pe cruce, cel de-a dreapta Mântuitorului, care spune Mântuitorului: pomenește-mă, Doamne, când vine împărăția ta. E bine, după aceste ecteni în care sunt pomeniți toți binecredincioșii creștini, patriarhii bisericii ortodoxe române trecuți la Domnul, ctitorii bisericii, armata țării și cei adormiți din neamurile noastre, din tot ce se află în biserică, preotul duce cinstele daruri pe masa Sfântului Altar, care acum simbolizează masa Sfântului Altar, și Sfântul Altar simbolizează grădina în care a fost pus Domnul Hristos, și le așează pe Sfânta Masă, unde se află desfăcut deja Sfântul Antimis. Sfântul Antimis, care simbolizează acum mormântul Domnului Hristos, în care a fost pus trupul Mântuitorului, Sfânt Antimis, care de altfel are pictat sau brodat pe el scena punerii mormânt a Mântuitorului. Credincioșii, cei care ne, telespectatorii care ne ascultă, se uită la noi acum, trebuie să vadă mai exact această scenă, și au văzut-o cu siguranță, în Vinerea cea Mare, când în mijlocul bisericii este scos Sfântul Epitaf. Și pe Sfântul Epitaf, care este o pânză de dimensiuni mai mari, dreptunghiulară, este pictată exact această scenă care se află și pe Sfântul Antimis. Adică Mântuitorul este mort și de jur împrejurul său se află Iosif din Arimatea, Nicodim, femeile mirosite și ucenicul Ioan, și îl plâng acolo, așa este prezentată această scenă. E bine, Sfântul Antimis este de dimensiuni mult mai mici, dar reprezintă aceea scenă, și trebuie spus că în Sfântul Antimis, în partea lui din spate, este un buzunăraș unde se află o părticică din moaștele Sfinților Mucenici, ca o amintire a faptului că în vechime altarele bisericilor ca și astăzi se ridicau pe mormântul unui mucenic și se puneau părticele, iată, noi punem astăzi părticele din moașul mucenic în Sfântul Antimis. Fără Sfântul Antimis nu se poate sluji Sfânta Liturghie. Tocmai de aceea spunem noi că avem nevoie de biserică și avem nevoie să fim prezenți la liturghie, pentru că numai în biserică se poate săvârși, nici de cum acasă. Exact. În cazul în care se săvârșește Sfânta Liturghie în afara bisericii, atunci preotul are datoria de a lua Sfântul Antimis și de a-l pune pe masa pe care se va sluji, în cazul de față, deci nu este masa Sfântului Altar, și așa cum spuneam, fără el nu poate sluji, nu are voie să slujească Sfânta Liturghie. Pe Sfântul Antimis este trecut de regulă numele parohiei, data în care a fost sfințit Sfântul Antimis, și numele episcopului, a ierarhului, care, propriu zis, îi dă delegație preotului să slujească Sfânta Liturghie și îl trimite într-o parohie. De aceea, Sfântul Antimis este foarte important în slujirea noastră liturgică. Și așa cum spuneam, simbolizează mormântul în care a fost pus Domnul Hristos. Așa cum am spus, urmează săvârșirea Sfintei Jerfe, adică Sfintei Împărtășanii, cel mai important moment din timpul Sfintei Liturghii, din liturghia credincioșilor. Și după ce se rostește o ectenie a cerilor și după ce se rostește apoi îndemnul de a avea dragoste unii către alții, să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. Și la asta se cântă pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, treimea cea întru tot sfântă. Ei bine, acest îndemn să ne iubim unii pe alții era rostit în vechime și
se rostește și astăzi, numai când vechin se mai făcea ceva. Atunci se dădea sărutarea păcii, adică cei prezenți în biserică, bărbații între ei și femeile între ele, se sărutau pe obraz, ca semn al iertării pe care o acordă fiecare unul altuia și al dragostei care există între ei. Datorită faptului că se crea oarecare un care deranj, mai ales la marile sărbători religioase, cu timpul această sărutare între membrii comunității s-a renunțat la ea și astăzi se păstrează doar între slujitorii din Sfântul Altar, în cazul în care slujesc în sobor mai mulți preoți. Dar, bineînțeles, acest îndemn să ne iubim unii pe alții trebuie să îl avem tot timpul în gândul și inima noastră, de a avea dragoste față de cel de lângă noi și văzând în el chipul lui Hristos. După acest îndemn al dragostei pe care trebuie să avem, vedem că nu este suficient, ci trebuie să avem și mărturisirea credinței, pentru că urmează crezul în care strana sau în cazul în care sunt diacon la acea biserică rostesc crezul în fața întregului popor și toți cei care se află în biserică fie rostesc în ce, fie rostesc cu glas tare și ei după slujitori, rostesc mărturisirea de credință, crezul, care în timpul căreia preotul clatină Sfântul Aer. Sfântul Aer este un acoperământ pe care l-a purtat pe umeri atunci când a ieșit cu cinstele daruri. Îl clatină asupra Sfintelor Vase, adică a Sfântului Putere și a Sfântului Disc. Această clătinare simbolizează cutremurul care s-a făcut atunci când Îngerul Domnului s-a pogorât la mormântul Mântuitorului și înainte de învierea sa. Pentru că la cuvintele și-a înviat a treia zi, atunci preotul încetează această clătinare asupra cinstelor daruri și împăturește Sfântul Aer. Trebuie spus că, iată, se numesc cinstele daruri. De regulă oamenii spun ieșirea cu sfintele daruri, dar ele încă nu sunt sfinții, de aceea se numesc cinstite. Ele doar sunt cinstite momentan, pentru că urmează puțin mai încolo momentul în care ele vor fi și sfințite. După mărturisirea credinței, preotul rostește, atenționează cu alte cuvinte pe cei prezenți că va începe săvârșirea Sfintei Jertfe și spune acolo cu glas tare să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Sfânta Jertfă în pace o aduci. Deci atenționează de ceea ce are să se întâmple în momentele următoare. Și la strână se răspunde mila păcii jertfa laudei. De fapt, corect, gramatical ar fi milă, pace, jertfă de laudă. Cu alte cuvinte, credincioșii răspund care sunt darurile spirituale sau ofranda pe care o cere Dumnezeu, și anume milă, și spune Mântuitorul, milă voiesc, chiar nu jertfă. La fel, pace. Ni se cere să avem milă, fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui când cântăm la fericiri. Pace, pentru că spune Mântuitorul, dacă ți aduci aminte, dacă ai venit la altar și ai adus darul tău la altar și ți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul tău acolo, mergi, dă-te în pacă cu fratele tău, deci atât împacă-te, pacea, și mai apoi venind, adu darul tău la altar. Deci se cere milă, pace și jertfa de laudă, care nu este altceva decât cântare. Cel ce mi-aduce jertfă de laudă, acela este cel care mă cinstește, spune psalmistul David. Deci avem nevoie de aceste trei virtuți, milă, pace și cântarea pe care, iată, fiecare dintre noi o aducem lui Dumnezeu în biserică atunci când participăm, și este foarte important ca cei care participă la Sfânta și Dumnezească Liturghie să nu rămână doar simpli auditori, să asculte ceea ce se spune, ce se cântă, ci să încerce să cânte și împreună cu strana, chiar dacă poate mulți nu au ureche muzicală foarte bună sau nu au voce foarte bună, deși exersând își vor da seama că de fapt nu e chiar așa, ci nu au avut suficient curaj, se gânde, bineînțeles, mai încet, nu trebuie să încurcăm strana. Dacă nu știm foarte bine, trebuie să cântăm peste cântărețul de la strană sau peste cântărețul de la strană, ci să încercăm și noi să participăm cu trupă și cu sufletul la ceea ce se întâmplă acolo. Și astfel împlinim ceea ce spune psalmistul în ultimul psalm din Psaltire 150, toată suflarea să laude pe Domnul. După acest moment urmează, începe rugăciunea epicleza. De fapt a început rugăciunea care se numește Anaforaua, rugăciunea Sfintei Jertfe, și urmează momentul de sfințire a pâinii și a vinului care acum se află la Sfântul Altar, pe Sfânta Masă, potirul și Sfântul Disc. Epicleză înseamnă invocare, chemare.
pe cine invocăm, pe cine chemăm, pe Sfântul Duh. Pentru că preotul, după ce rostește Dumnezeu le curățește în mine păcătosul și mă miluiește, adică cere să-L curete și pe el, că este păcătos de tot păcatul, rostește troparul ceasului al treilea. Tropar care spune, Doamne, ceea ce pe preasfântul tău Duh în ceasul al treilea l-ai trimis apostolilor tăi, amintind de cincizecime, pe acesta bună nu-l lua de la noi, ci-l înnoiește nouă, ce nu ce rugăm ție. Și rostește acest tropar de trei ori, cu mâinile ridicate, adică în semn de invocare, acest lucru simbolizează ridicarea mâinilor de către preot în timpul rugăciunii, și spune apoi preotul și fă, adică pâinea aceasta, cinstit trupul Hristosului tău și îl binecuvintează și ceea ce este în potirul acesta, cinstit sângele Hristosului tău, prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt. Și spune de trei ori, amin, amin, amin. Acesta este momentul maxim, să spunem, în care pâinea și vinul, care până acum au fost doar, să spunem așa, o închipuire și un simbol al trupului și al sângelui Hristos, devin de acum o realitate. Devin trupul și sângele lui Hristos. Mântuitorul spune la cea cetățeană, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Nu spune acestea simbolizează, acesta este trupul meu. Și le spune înainte de acest moment de cina cetățeană, le spune cu altă ocazie, dacă nu veți mânca trupul Fiului și nu veți bea sângele lui, nu veți avea viață în voi, în Evanghelia după Ioan, capitolul 6. Și atunci s-au întrebat iudei, cum poate acest să ne dea trupul să-l mâncăm și să-i bem sângele? Cum de altfel se întreabă mulți și astăzi. Și Mântuitorul, bineînțeles, făcea referire nu la carnea umană, la sângele uman, ci la Sfânta Împărtășeană pe care avea să o institui la cina cea de taină. Și ele, într-adevăr, pâinea și vinul se prezintă sub forma aceasta a pâinii și a vinului, dar ele, pentru, în urma acestei rugăciuni și pentru noi credincioși, devin de acum înainte trupul și sângele Hristos, adică prezența reală a lui Hristos în mijlocul nostru. De altfel, Hristos chiar spune foarte clar, pâinea pe care eu vă dau este trupul meu. Da, așa este. De aceea noi ne și închinăm când trecem pe lângă o biserică. Nu numai că este un locaș sfânt unde săvârșim sfânte dughești și celelalte slujbe, ci pentru că pe masa Sfântului Altar stă întotdeauna Sfântul Chivot, adică sunt formele bisericuțe în care se află Sfintele Taine, adică împărtășeană pentru copii și bolnavi în special. Nu? Și bineînțeles, în fiecare duminică săvârșim Sfânta Împărtășeană pentru toți credincioșii. Deci acesta este momentul la epicleză când preotul invocă puterea Sfințoare a Duhului Sfânt ca să sfințească ceea ce se află acolo pe Sfânta Masă. După acest moment al epiclezei, un alt moment este rugăciunea Tatăl nostru. Cu alte cuvinte, după ce s-a sfințit pâinea și s-a sfințit vinul din Sfântul, de pe Sfântul Dici, pe Sfântul Potir, ne simțim și noi vrednici de a-L chema pe Dumnezeu Tatăl în rugăciune și de a-I cere nu numai pâinea cea de toate zile, ci pâinea cea cerească, care este Sfânta Împărtășeană, adică Domnul Hristos. Trebuie spus că ceea ce se sfințește și care devine trupul Hristos de pe Sfântul Disc este Sfântul Acneț. Sfântul Acneț adică este o bucată pătrată de pâine care are inscripționată pe ea Iisus Hristos Nica, care înseamnă Iisus Hristos biruitor sau Iisus Hristos biruiește. E bine, această bucățică este trupul lui Hristos și în ea se împărtășesc atât preoții sau preotul, dar și credincioșii care urmează să se împărtășească. Celelalte părticele care se scop pentru Născătoarea Dumnezeu, pentru cetele sfinților și pentru celelalte miride care se mai scot, ele nu devin trupul Hristos, ci ele doar se împărtășesc și ele de sfințenia pe care o dă trupului Hristos, devenind și ele părtași la această sfințenie. Și după acest moment, după acțion, preotul potrivește acolo în Sfântul Potir toate aceste părticele, începând cu Sfântul Trup și celelalte le pune în Sfântul Potir și mai mult decât atât, mai adaugă acum în Sfântul Potir și apă caldă. Pune apă caldă sau căldură, cum îi se spune, pentru amintindu-ne de faptul că la răsirea Mântuitorului, pentru a se asigura că Domnul Hristos a murit, unul dintre soldați a împuns cusuița coasta sa. Spune acolo a ieșit sânge și sânge apă. Și dacă la proscomide se pune apă rece la începutul slujbei, în Sfântul Potir, acum se pune apă caldă pentru ca Sfântul Sânge care se află acolo în potir să se încălzească și să dea senzație celui care se împărtășesc sau celor care se împărtășesc, că este ca
sângele uman și de regulă căldura amintește de viață. De aceea se pune apă caldă în Sfântul Potir. Ei bine, după ce preotul pune părticelele în Sfântul Potir, tot ceea ce s-a aflat pe Sfântul Disc, se deschid iar Sfintele Uși, Dvera, și rostește cuvintele cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Adică îi cheamă pe credincioși să apropie cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste pentru a se împărtăși. Și este momentul propriu-zis final al slujbei, în care, să spunem așa, finalitatea slujbei de a se împărtăși și cei care se află în biserică și care, bineînțeles, s-au pregătit prin post, în rugăciune pentru primirea sfintelor taine. Așa cum spuneam, cei care nu se împărtășesc din diferite motive iau la sfârșitul slujbei ceea ce numim noi anafură, adică pâinea aceea binecuvântată. Anafura se face de regulă din prescura din care se scoate Sfântul Agneț, adică acea părticică pătrată despre care v-am spus mai devreme. Anafura este pâinea binecuvântată care se binecuvântează prin atingerea vaselor în care se află de Sfântul Potir și de Sfântul Disc și care se împarte credincioșilor la sfârșitul slujbei, mai ales celor care nu se împărtășesc. Anafură care se ia la fel, să spunem, ca și Sfânta Împărțire, pe nemâncate și pe nebăute. Și ea, am spus, se face din prescura, se taie din prescura din care a fost scos Sfântul Agnes, prescura care o închipuie pe Maica Domnului, pentru că din ea s-a născut Domnul Hristos. Și simbolismul, ea se binecuvintează la axion, adică când se cântă cu vine, se cu adevărat o cântare închinată Maicii Domnului și vrea să ne arate că Maica Domnului rămâne în lume mult timp după moartea, învierea și înălțarea la cer a Fiului Său, rămâne cu prima comunitate creștină până la adormirea sa. Ea rămâne în mijlocul, și după adormirea sa, bineînțeles, rămâne în mijlocul bisericii, prin rugăciunea pe care o face pentru biserică și pentru credincioșii ei. Această anafură, așa cum am spus, ea pe nemâncate, pe nebeute, dacă luăm și aghiazmă, luăm întâi aghiazmă și după aceea anafură, și tot o anafură este și ceea ce noi pâinea pe care o primim la Paște, Paști. Numai că acea pâine care o primim la sărbătoarea pascală este și stropită cu vin. Dar este tot o anafură pe care o luăm la fel în aceste condiții, pe nemâncate și pe nebăute. Părinte, pentru că ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii noastre și pentru că am vorbit de liturghia credincioșilor. Iată, înainte de a ieși la rugăciunea amvonului, preotul rostește aceste cuvinte: cu pace să ieșim. Și mă gândesc în primul rând la cei care n-au participat la Sfânta Liturghie, la cei care ne așteaptă acasă. Noi suntem credincioși, venim la biserică, participăm la Sfânta Liturghie cu multă dragoste și evlavie și suntem conștienți că acolo îl avem pe Hristos, că Duhul Sfânt se pogoară în biserică. Însă, ce fel de pace ar trebui să ducem noi acasă și cum ar trebui să fim noi, cum ar trebui să ne simțim noi, ce mesaj ar trebui să le transmitem celor care n-au venit la liturghie, dar să fie suficient ca și aceștia să dorească să vină la Sfânta Liturghie? Cel mai bun mod de a convinge pe cineva de un anumit lucru este exemplul personal. De aceea, pacea aceasta pe care ne-o dă Hristos prin slujitorii Săi, nu, pentru că Domnul Hristos, iată, împrumută glasul și mâna preotului slujitor care spune pace vouă la lumea din slujbă sau cu pace să ieșim, trebuie să fie o pace care să iradieze echipul omului, să iradieze echipul celui care a participat la slujbă. Adică să fie o bucurie pe echipul său la trânăstea de slujbe și această bucurie, să spunem așa, să-i molipsească și pe cei de acasă sau pe cei care, din motive mai mult sau mai puțin întemeiate, nu au participat. Fața aceasta luminoasă a avut-o și Sfântul Diacon Ștefan, primul martir creștin, atunci când era judecat de către mai mari evreilor, pentru că îl propovedea pe Domnul Hristos și spune acolo în Faptele Apostolilor cum au văzut fața lui ca o față de înger, adică o față luminoasă. Sfinții, de regulă, au aceste echipuri luminoase, bărbații și femeile îmbunătățite, călugării, monahiile, nu au aceste echipuri luminoase pe care le observăm și noi, cei care poate nu suntem așa apropiați de Dumnezeu sau cei care
îi întâlnesc decât anumite momente și observ această bunătate, această lumină. Deci este o pace duhovnicească, o pace pe care ne poate aduce numai prezența lui Dumnezeu. Ne aduce aminte de prezența lui Dumnezeu pe muntele Tabor, cu cei trei ucenici, Petru, Iacov și Ioan, care după ce l-au văzut pe Domnul Hristos, s-a luminat și veșmintele s-au făcut albe ca zăpada, au simțit o stare de bucurie, încât Petru exclamă: Doamne, bine este nouă să fim aici. Vrei să facem trei colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie, întreabă el. Deci, iată, prezența lui Dumnezeu, lumina aceasta necreată, care a izvorât din, pe care de fapt o are Mântuitorul, ei doar atunci li s-a deschis ochii să o vadă, ceea ce este el de fapt, i-a făcut să se simtă așa de bine. Și noi mărturisim atunci când venim la Sfânta Biserică și plecăm, și mărturisesc, noi mă refer oamenii, nu numai preoții slujitori, o liniște, o pace, o bucurie care ne dă slujba în sine, toate actele acestea despre care am vorbit în puținul timp din această emisiune, ele sunt mult mai complexe, dar în ce am încercat să redăm cât de cât această parte a liturghiei. Deci toate aceste rituri, cădirile, ectenile, rugăciunile, cântările executate frumos, nu fac altceva decât să aducă în sfetele noastre pacea aceasta pe care ne dă Domnul Hristos, bucuria, nădejdea în mai bine, întărirea în credință și toate celelalte lucruri care noi, cei care am participat la slujbă, le ducem la casele noastre și numai ca niște apostoli. De regulă, ar trebui să îndemnăm pe cei care n-au venit din motive, respect, întemeiate sau mai puțin întemeiate, să vină, să participe și dacă, sau măcar să le spunem ce s-a citit la Sfântul Rugie, ce Evanghelie, ce am învățat, și important este și pentru noi să plecăm cu ceva bun de acolo. Adică să ne folosim sufletul nostru, să-l folosim și să se folosească de ceva din ceea ce s-a întâmplat acolo și să le spunem și altora despre frumusețea și înălțimea slujbelor noastre ortodoxe. Pentru că trăim într-o societate în viteză și ne facem de cele mai multe ori puțin timp să citim din Sfânta Scriptură, iată, Biserica a rânduit ca pe parcursul unui an, în toate duminicile, sărbătorile, în toate zilele, să se citească din Sfânta Scriptură. Știm că pe parcursul anului se citește Sfânta Scriptură de la toți cei patru evangheliști, Matei, Marcu, Luca și Ioan. De aceea, fiecare duminică poartă în sine un mesaj. Un mesaj care completează mesajul anterior și care este completat de mesajul duminicii viitoare. De aceea noi spunem că este atât de important să venim duminică de duminică la liturghie, pentru că dacă nu ne facem timp să citim noi Sfânta Scriptură și totodată ar trebui să ne găsim timp să ne întâlnim cu Hristos la Sfânta Liturghie, aici în biserică, pe lângă bucuria întâlnirii cu Hristos, mai câștigăm ceva. Bucuria de a învăța ceva în fiecare duminică. Exact. Este ca o școală la care trebuie să învățăm ceva, așa cum spuneam, și de multe ori cei care nu ajung la biserică, la Sfânta și Dumnezească Liturghie despre care am discutat astăzi, cred eu că nici la casă dumnealor nu reușesc să facă foarte multe. Adică în ziua de duminică mă refer. Să citească în Sfânta Scriptură, să se roage în timpul slujbei, ar fi bine măcar și atât. Dar, mă repet, eu mă îndoiesc că se întâmplă acel lucru, mai ales cu cei care spun că n-au nevoie să vină la slujbe pentru că ei se roagă acasă. De aceea avem nevoie de a participa, de a fi și noi prezenți duminica la Sfânta și Dumnezească Liturghie, pentru că, iată, Îngerul Păzitor este acolo, dar de multe ori este singur, pentru că nu are pe cel pe care păzește lângă el. Și spune Sfânta Evanghelie, adevărat vă spun vouă că îngerii lor pururea văd fața Tatălui meu care este în cer, spune Mântuitorul. Adică îngerii oamenilor, nu? Ei se întristează și se măcânesc când, iată, cei cărora le-a fost dat în grijă, nu se află acolo să îl primească și pe împăratul tuturor, cum a cântat la Heruvic, unde suntem îndemnați să le pădăm toată grija cea lumească și să fim și noi conștienți de ceea ce se întâmplă, să fim ca și îngerii care îl slăvesc pe Dumnezeu în fiecare minut, în fiecare zi. Părinte, să ne ajute Dumnezeu să ne putem îndrepta și noi pași în fiecare duminică și sărbătoare și să participăm la Sfânta Liturghie, ducând această bucurie a întâlnirii cu Hristos și în casele noastre. Din păcate am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii noastre. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și vă mai așteptăm. Cu mare plăcere, să ne ajute Dumnezeu și să îi ajute și tuturor celor care ne urmăresc să ajungă la Sfânta și Dumnezească Liturghie și să se bucure de roadele sale.
Vă mulțumim. Doamne ajută. Dragi telespectatori, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit și așteptăm mesajele dumneavoastră la adresa afișată pe ecran. Până data viitoare, vă invităm să rămâneți alături de programele televiziunii Trinitas a Patriarhiei Române. Pe curând!